Salut. În următoarele minute vei afla câteva curiozități legate de apă. S-ar putea să ți se facă sete, așa că iați un pahar de apă lângă tine și să i dăm drumul. Pe planeta noastră, apa se găsește sub mai multe forme spre de exemplu, lichidă, ce poate fi dulce sau sărată, solidă, ghețar sau zăpadă și gazoasă, sub forma vaporilor de apă ce se regăsesc în aer. Chiar dacă apa reprezintă 70% din suprafața pământului, cea mai mare parte a acesteia nu poate fi consumată în starea sa naturală, aceasta regăsindu-se în mări și oceane și fiind sărată. Apa potabilă reprezintă doar 1% din apa totală din lume și aceasta provine din lacurile sau izvoarele cu apă dulce. Acest element nelipsit din viața fiecăruia dintre noi ne ascunde nenumărate lucruri interesante, iată câteva dintre acestea. În organismul uman există în proporție de 70% apă. Apa se găsește în proporție de 75% într-o banană și de 95% într-o roșie. În Finland se află cea mai pură apă de pe glob. O persoană poate să trăiască aproximativ o lună fără mâncare, însă doar o săptămână fără apă. Un om are nevoie în medie de 2,5 litri de apă. Sau moare? Nu, 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 glumeam, nu moare, nu, nu moare. Două treimi din apa utilizată într-o locuință este consumată la baie. De fapt nu e chiar o problemă, pot să nu mă mai spăl, da, asta o să fac. La spălarea manuală a vaselor consumăm cu 37% mai puțină apă decât prin folosirea mașinii de spălat vase. Consumul de apă de toaletă poate fi redus cu 15% până la 40% prin plasarea unei cărămizi în vasul de toaletă. Apa caldă îngheață mai repede decât apa rece. Cea mai mare parte din apa potabilă a planetei o putem găsi în ghețari. Și acum câteva bonusuri. Consumul unui pahar de apă înainte de dus la baie ajută la menținerea unui ritm cardiac sănătos. Cea mai mare afacere din domeniul alimentar este reprezentată de apa îmbuteliată. Tonetul se propagă mai rapid prin apă decât prin aer. Consumul suficient de apă previne apariția carilor dentare. Ați auzit Bă, Dacă beți mai multă apă puteți scăpa de dentist. Ura! Un copac oferă aproximativ 265 de litri de apă prin evaporare. Nu uita să te abonezi dacă vrei să mai vezi astfel de videoclipuri apăsând doar pe butonașul acela de subscribe și poți să dai și un follow profilului meu personal de Facebook, Snickluci. Toate linkurile sunt în descriere și îți urez o zi bună. Pe data viitoare!